O cameră rupestră, care a fost blocată de nisip timp de aproximativ 40.000 de ani, a fost descoperită în peștera Vanguard din Gibraltar. Această descoperire ar putea dezvălui mai multe despre neandertalienii care locuiau în zonă în acea perioadă. Totodată, camera secretă a peșterii ar putea fi una dintre ultimele ascunzători ale neandertalienilor. Având în vedere că nisipul care etanșa camera avea o vechime de 40.000 de ani și că, prin urmare, camera era mai veche, trebuie să fi fost locuită de neandertalieni, care au trăit în Eurasia cu aproximativ 200.000 până la 40.000 de ani în urmă și foloseau probabil peștera, a afirmat Clive Finlayson, directorul Muzeului Național din Gibraltar. Camera a fost descoperită în vara anului 2021 de către o echipă a lui Finlayson, care face de mulți ani cercetări în complexul de peșteri Gorham, din care face parte și porțiunea Vanguard. Camera are o lungime de 13 metri și din tavan atârnă stalactite asemănătoare cu niște ghiare stranii. În ea, cercetătorii au găsit rămășițe de râs, hiene și vulturi grifoni, precum și un tip de melc de mare care a fost probabil transportat în cameră de un neandertalian. Cercetătorii sunt dornici să vadă ce vor mai găsi odată ce vor începe să excaveze una dintre ultimele ascunzători ale neandertalienilor. O posibilitate este ca echipa să descopere înmormântări neandertaliene. În urmă cu 4 ani, în apropierea camerei, am găsit dintele de lapte al unui neandertalian în vârstă de 4 ani, a spus Finlayson. Dintele a fost asociat cu hienele și bănuim că ele l-au adus pe copil, care probabil era mort, în peșteră, a adăugat istoricul. Cercetătorii au descoperit o mulțime de dovezi ale prezenței neandertalienilor în sistemul de peșteri, denumit Complexul de Peșteri Gorham, inclusiv o sculptură care ar fi putut fi o mostră timpurie a artei neandertaliene. Totodată, descoperirile au sugerat că, în acest sistem de peșteri, rudele noastre cele mai apropiate, dar dispărute, au măcelărit foci, au scos penele de la păsările de pradă pentru a le purta ca ornamente și au folosit instrumente. Oamenii de știință au speculat că acest sistem de peșteri ar fi putut fi unul dintre ultimele locuri în care neandertalienii au trăit înainte de dispariția lor cu aproximativ 40.000 de ani în urmă.